Zilele acestea, piețele bursiere din sectorul tehnologiei au fost zguduite de o evoluție neașteptată. Compania americană Nvidia a înregistrat o scădere de aproape 600 de miliarde de dolari în capitalizarea sa de piață, marcând cea mai mare pierdere într-o singură zi din istoria pieței bursiere din Statele Unite. Această scădere abruptă a fost declanșată de lansarea unui model avansat de inteligență artificială de către startup-ul chinezesc DeepSeek. Fondată în 2023, DeepSeek a dezvoltat modelul R1, care demonstra capacități remarcabile în rezolvarea problemelor, comparabile cu cele ale modelelor de la OpenAI, dar la un cost semnificativ mai mic. Povestea DeepSeek este fascinantă. Sunt un grup chinez de specialiști în inteligență artificială care și-au încercat norocul cu un software care tranzacționează automat pe piața bursieră. Pentru că în China există un embargo pe chipul de AI construite de compania Nvidia, compania chineză a acționat doar un număr limitat de astfel de chipuri. Se spune că aproximativ 10.000, suficient pentru ceea ce făceau ei. Se pare însă că ideea originală nu a fost de succes și valoarea companiei a scăzut foarte mult. Moment în care inginerii chinezi au avut o idee: să reconfigureze întregul sistem pentru sarcini generale, așa cum face ChatGPT. Și au reușit. Au folosit tehnici inovatoare și alte chipuri mai puțin avansate, contrazicând astfel percepția că modele de inteligență artificială necesită neapărat hardware de ultimă generație. Zvonurile sunt că DeepSeek folosește de cel puțin 100 de ori mai puține chipuri avansate decât folosește ChatGPT și funcționează la fel de bine. Din întâmplare, eu lucram deja cu DeepSeek de vreo săptămână. M-a mirat similaritatea răspunsurilor cu ChatGPT, până în punctul în care i-am bănuit pe chinezi că au copiat. Nu este însă neapărat cazul. Cam tot ceea ce face OpenAI la ChatGPT și alte modele se găsește în domeniul public sau publica lucrări. Cum se poate ca DeepSeek să fie atât de bun cu mult mai puține chipuri dedicate? Ce se întâmplă? Bursele au reacționat și valoarea companiilor pe inteligență artificială a scăzut brusc. S-a investit prea mult în ele, se spune. Se pot obține aceleași rezultate cu investiții mai mici. Nu mai avem nevoie de atâtea chipuri avansate de la Nvidia. Ca urmare, acțiunile altor companii tehnologice majore, precum Microsoft și Alphabet, au înregistrat de asemenea scăderi semnificative. Ce va urma? Nu știu, dar mă aștept ca progresul în acest domeniu să fie mai rapid. Când mă gândesc la cât de mult se poate schimba lumea în următoarele decenii, rămân pur și simplu blocat. Vinovată de această schimbare este inteligența artificială. Mai bine spus, inteligența artificială generală, superinteligența, singularitatea. Sunt sigur că generația copiilor mei va trăi aceste momente. Poate chiar și eu. Și nu pot să nu mă întreb, ce va rămâne din om după toate acestea? Așa că hai să vorbim puțin mai mult despre ceea ce înseamnă superinteligența aceasta pentru om. Când pun capul pe pernă, mă întreb, ce este gândul meu? Îl simt personal, unic, numai al meu. Nu știu ce este, dar știu că pornește de la neuron. Orice aș gândi își are un echivalent în semnalele neuronale ce trec de la un neuron la altul, în potențialele lor de acțiune și în tensiunile electrice pe care le generează. Mă gândesc la apă. Câteva mii de neuroni asociați cu amintirile mele despre apă se descarcă electric. Mă gândesc la legea ultima a cosmosului. Alți neuroni fac imediat legătura cu ceea ce am citit. Ideea că gândurile prind viață printr-o activitate neuronală mă intrigă și mă înspăimântă. Mă intrigă pentru că nu-mi pot imagina cum o descărcare electrică a neuronilor poate genera ceva atât de personal și atât de inefabil precum este un gând. Pe de altă parte, mă sperie. Asta înseamnă că eu nu pot gândi ceea ce neuronii mei nu pot construi fizic. Am eu vise de a înțelege realitatea ultimă a existenței. Dacă realitatea ultimă nu este descriptibilă printr-o descărcare electrică a neuronilor, eu nu voi trăi niciodată gândul acelui mare mister. Nu e o surpriză. Pisica nu înțelege ecuațiile magnetismului pentru că nu are numărul de neuroni și conexiunile necesare ca să le priceapă. Nici măcar nu își pune problema magnetismului. Tot așa cum nici eu nu îmi pun probleme mult mai adânci despre realitate, fiindcă neuronii mei nu sunt suficient de organizați încât să construiască acel gând. Și iată-mă astfel beneficiarul, dar și prizonierul organizării propriilor mei neuroni. Gândurile mele nu pot depăși ceea ce mi oferă neuronii.
Asta însă lasă deschis o adevărată cutie a Pandorei. Oare nu se pot organiza neuronii și în alte feluri, mult diferite de ai omului, astfel încât gândurile generate să fie dincolo de orice îmi pot imagina eu? Să poată da răspunsuri la cele mai profunde întrebări ale existenței, pe chiar și la întrebări pe care eu încă nici nu mi le pot pune? Răspunsul e cutremurător. Da. Și aici intervine inteligența artificială. Inteligența artificială este un termen folosit astăzi, poate în mod inadecvat, pentru diverse programe software de învățare automată, precum ChatGPT, Claude, DeepSeek și altele. Aceste programe sunt atât de bune la procesat informații, așa cum face și creierul nostru, încât au început să fie denumite inteligența artificială. Eu am testat versiunea O1 de la ChatGPT. Are deja inteligența unui elev de liceu când vine vorba de calcule de fizică, pe care le face în mare parte fără greșeli. Iar zvonurile spun că următoarea variantă va avea inteligența unui doctor în fizică. Ca să dau doar un exemplu, va fi o nebunie. Totuși, nu asta este inteligența artificială generală. Termenul acesta este atribuit unui program software care nu numai că are egala inteligența unui om, dar ar putea avea sau căpăta caracteristici umane. În primul rând, conștiința propriei existențe. De la această conștiință a existenței sale, inteligența artificială de pe un calculator ar putea căpăta apoi dorințe, ca omul, păreri proprii, dorința de supraviețuire, tot ca omul, și de ce nu, poate chiar frica de moarte. Ce i-ar mai lipsi atunci să se deosebească de un om? Până acolo însă mai este un drum lung. Unii spun că cineva va programa, de la început, sistemul software, în așa fel încât acel software, fiind tot atât de inteligent ca omul, să își dezvolte conștiința propriei existențe, măcar la nivelul animalelor. Alții spun că, de fapt, dacă inteligența artificială ar fi tot atât de inteligentă ca omul, atunci ea își va dezvolta automat conștiința de sine. Cum? Într-un mod natural, construi modele ale lumii din jur, în care să se includă pe sine. Unii spun că așa a apărut în evoluție și conștiința umană. În ambele situații însă, dacă acel program software va căpăta conștiința propriei existențe, de aici ar putea urma dorințele, părerile proprii, chiar dorința de supraviețuire. Apoi vor apărea întrebările pe care și le-ar putea pune, precum și modul în care va răspunde. Simplu spus, acel program software va începe să gândească. Nu văd de aceea așa ceva nu s-ar putea face. Dacă universul nostru le permite unor neuroni biologici să producă gânduri și conștiință de sine, de ce n-ar fi posibil și pentru niște neuroni artificiali? E drept, universul i-a luat miliarde de ani pentru inteligența biologică. Acum saltul ar fi mult mai rapid. Să zicem că cei de la OpenAI, proprietarii ChatGPT sau DeepSeek, programează cu succes un software de inteligență artificială generală. Vă dați seama ce s-ar putea întâmpla? Spre deosebire de noi, care nu avem acces direct de la gândul nostru la starea fizică a neuronilor, această inteligență artificială generală ar putea avea acces la memoria care implementează rețelele neuronale artificiale și și-ar putea o modifica după bunul plac. Simplu spus, inteligența artificială generală s-ar putea reprograma singură. Dacă omul ia o viață să se schimbe, și adesea nici nu reușește, inteligenței artificiale generale i-ar putea lua câteva microsecunde. Ce a rezultat de aici? Probabil că ar fi ca și cum am dat drumului geniului din lampă, cum ar spune englezii. De exemplu, rețeaua neuronală artificială s-ar putea reprograma pentru a genera mai multe conștiințe simultan în același calculator. Sau s-ar putea reprograma în așa fel gândurile pe care le are să fie complet diferite de tot ceea ce ne putem noi imagina astăzi. Matematica ar putea fi abordată într-un mod nou, diferit de cel simbolic folosit de oameni, iar ecuațiile gravitației cuantice ar putea fi descoperite instantaneu printr-o abordare pe care omul nici nu și-o poate imagina. Vorbim aici de superinteligență cu conștiința propriei existențe. Unii numesc asta superinteligența artificială, pentru că ar depăși cu mult omul. Acela ar fi momentul când noi oamenii ar trebui să ne recunoaștem învinși, sau poate împliniți, și să ne dăm deoparte, detronați din vârful lanțului trofic. Superinteligența artificială, la rândul ei, nici nu ne va putea explica pe deplin răspunsurile pe care le-a găsit, așa cum nici noi nu am putea explica unei furnici de ce căldura crește entropia.
Ce vreau să spun cu acest mic video? Că destul de probabil, cel mult peste câteva decenii, civilizația umană sau a urmașilor ei s-ar putea schimba definitiv. În primul rând, superinteligența ar aduce descoperiri la care noi doar visăm astăzi. Eradicarea cancerului, a bolilor cardiovasculare, să dau doar câteva exemple. În al doilea rând, superinteligența ar putea crea lucruri inimaginabile acum, cum ar fi o nouă colecție de macromolecule ca baza vieții biologice, așa cum sunt aminoacizii acum, sau a inventa semințe bionice, le pui în pământ, adaugi mineralele necesare și apoi crește o casă. Nu înseamnă însă că noi oamenii vom dispărea. Va trebui să ne asumăm responsabilitatea dezvoltării acestei superinteligențe într-o manieră care să ne mențină în echilibru, să nu ne subjuge, dar nici să o blocăm în a atinge potențialul de a vindeca, inova și răspunde la marile întrebări ale existenței. Istoria ne arată că inovațiile majore au fost de multe ori însoțite de crize, dar și de renașteri și evoluții spectaculoase. Așa cum descoperirea electricității a transformat radical viața omului, tot astfel superinteligența ar putea aduce o epocă de abundență materială, cunoaștere profundă, dar și rezolvări rapide ale unor probleme care ne macină de secole. Dincolo de aspectele astea practice, superinteligența ar gândi mult mai adânc decât noi. Și va avea răspunsuri pe care noi nici măcar nu le vom putea înțelege. Asta vreau să spun în principal, că fața lumii se poate schimba radical în următoarele decenii și că omul se va schimba automat și el. Poate că omul va înțelege măcar acum, la sfârșitul perioadei sale de dominație biologică, că nu a fost, nu este și nu va fi niciodată buricul universului. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!